Hei! Salutare, dragilor, și bine v-am găsit după o pauză de 7 luni, 8 luni, nu știu, ceva de genul. Bine, bine ne-am regăsit aici pe internet. A trecut foarte multă vreme de când n-am mai postat ceva și de când n-am mai filmat ceva. Și asta din mai multe motive. Unul din motive aș putea să spun că ar fi un pur ghinion. Altul aș putea să spun că face parte dintr-un proces de dezvoltare, să zicem așa, a unui adult. Dacă țineți voi minte, când am început, nu știu cine a mai rămas aici după atâta timp, dar simt nevoia să intru așa un pic în detalii. Am început YouTube-ul în urmă cu foarte mulți ani. Pe vremea aceea eram încă în liceu când am început YouTube-ul și mi-am dorit dintotdeauna să fiu YouTuber și cu timpul chestia asta s-a transformat într-o dorință de am prezenta viața pe YouTube. Pentru că cu timpul creierul meu a început să devină din ce în ce mai slow și am început să uit din ce în ce mai multe chestii. Și acum în ultimă vreme, în ultimă instanță, am început să uit foarte multe chestii. Și YouTube-ul e ceva super pentru mine, pentru că mă uit și îmi aduc aminte, hei, uite ce făceam pe vremea aceea, uite ce jucam pe vremea aceea și așa mai departe. Băi, ce să zic, bine ne-am regăsit după atâta timp. M-am mutat la apartamentul meu. Mi-am făcut un credit de prima casă și m-am mutat cu nevastă mea la apartamentul meu. Un apartament de 3 camere pentru care evident că plătim rate. Mi-am făcut și card de cumpărături și ce credeți că am am datorii și acolo. Sunt mari datoriile, da. Dar cu timpul or să treacă și datorile acestea se vor scurge. Nu știu dacă știți, dar în urmă cu aproape 2 ani m-am angajat la CGS. Și vă povesteam vouă că sunt tech support, că cu americanii, că nu știu ce. Ei bine, mă laud și eu cu o chestie că am ajuns în management. Ajunsesem team leader. S-a închis proiectul în martie. A venit directorul operațional, ne-a strâns pe toți team leaderii, toți managerii și a spus că i-a părut bine să ne cunoască și că aici se încheie totul. Și acela a fost sfârșitul. Bineînțeles, pentru că lucrăm pentru o companie care are în desfășurare mai multe proiecte, am fost mutați pe alte proiecte. Am fost mutați pe Verizon, nu mai lucrăm pentru Sprint, lucrăm pentru Verizon. Verizon e un băiat mai mare, aș putea spune. Și am luat-o cam de la zero. Din nou agent, din nou pe poziția de suport. Pentru că poziția pe care am ocupat-o eu nu a fost și în acte, ca să zicem așa. S-a întâmplat clasicul românesc de hai să facem noi o manevră și când se deschide poziția te pun pe poziția aceea. Genul ăsta de manevră. Dar pentru că s-a închis proiectul s-a dus totul. Și acum din nou sunt în poziția de suport, iau apeluri escalate, chestii de genul ăsta, dau ajutor oamenilor. Mă duc fizic la muncă, la birou, la fost asemănătoarea, Sema Park, și dau suport pe floor, cum s-ar zice. Practic oamenii iau apeluri și dificultățile pe care ei le întâmpină pe apeluri, le discută cu mine. Dacă clientul vrea un supervisor, eu sunt acel supervisor care ia apelul și așa mai departe, chestii de genul ăsta. Băi, ce să vă zic, a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine când m-am mutat aici, pentru că vă dați seama, aveam de făcut mobila,
Am avut foarte mult de alergat pentru că odată ce cumperi ceva, semnezi un contract de vânzare-cumpărare și... Ei bine, trebuie să iei pe rol fiscal. Și pentru asta trebuie să faci câteva demersuri. În momentul de față stau în Bragadiru, în cartierul latin. Și am avut ceva de umblat pentru acte, bani, o grămadă de dat. Pot să zic că am dat undeva la... N-aș minți dacă aș zice undeva la 25.000 de euro. Am avut și multă susținere. Am avut susținerea soacră-mii, am avut susținerea bunicilor, am avut susținerea mătușii mie, am avut susținerea maică-mii. Taică-miu e o total altă poveste. Porma a venit etapa a doua, mobila. Care cu mobila m-am apucat eu să o fac cu un prieten. Am dat un kicks major și am apelat la altcineva. Și am dat o grămadă de bani pe mobilă. Am sfârșit până a plătim undeva pe 130 de milioane pe mobilă. Cam așa. Mobila de bucătărie. Scuze, am uitat să zic. Mobila de bucătărie. Restul camerelor am renunțat când am văzut cât de scumpă este. Și m-am apucat efectiv să iau piese din acestea pre-asamblate. Genul Ikea pe care ți le asamblezi tu. Mi-am comandat chestii de pe mobilier 1, mi-am comandat un dulap, mi-am comandat, de fapt două dulapuri, scuze, mi-am comandat un pat pe care dorm eu și cu nevastă mea. Apartamentul e de 3 camere, destul de încăpător, suficient cât pentru mine, nevastă mea 2, 3 musafiri, 4 musafiri, un copil al meu, evident, în viitor. Și da, cam cu asta m-am ocupat. Nu prea am avut foarte mult timp nici măcar pentru mine. Și ca să vă spun foarte sincer, nici acum nu am timp foarte mult pentru mine, pentru că într-o jumătate de oră trebuie să plec la muncă. Dar mă bucur să repostez. Mă bucur că am revenit. Voi face în continuare tot ceea ce îmi place, în ciuda trendurilor care sunt în momentul de față. Consider că canalul meu trebuie să fie unul deosebit față de restul, nu? Tipul acela vechi care a rămas tot la Minecraft-ish. Bine, ăsta este Vintage Story, versiunea 1.17. S-au făcut și pe ăsta o grămadă de update-uri. Calculatorul, v-am zis că s-a stricat datorită prietenului meu foarte bun, și am mai făcut și videoclipuri cu el, cred că îl știți, Kikirino. Datorită prietenului meu bun, mi-am împrumutat piesele lui vechi. Au și venit el și cu Unchisu, care și Unchisu, Unchisu practic, Unchisu lui Kiki, este meșter de tâmplar de profesie și el mi-a făcut bucătăria, datorită lui am bucătărie și o bucătărie foarte frumoasă ziua de astăzi. Și el împreună cu Unchisu au venit și m-au ajutat să și instalez. Deci ce pot să cer mai mult de la un prieten? Hai să o dăm pe aia sinceră. Chiar a fost super. Și mi-am împrumutat piesele lui. În momentul de față rulez pe un total alt hard disk. Mă rog, lucrez pe un M2 combinat cu un SSD și vreo 64 de giga de RAM pe acolo aruncați. De ce 64? Pentru că m-am apucat să lucrez la proiectul meu. Calculatorul meu pe care vreau să mi-l fac. O să fie un calculator super high-end. Vreau să aibă procesor Ryzen 9, 64 de GB de RAM, RX 6900 XT. În momentul de față rulez pe 3 tera de memorie, spațiu de stocare, 1 tera de M2 și 2 tera SSD. O să vreau să-mi fac un mega calculator. De ce? Fără motiv. Nu că sunt eu mare YouTuber, nu că vreau eu să fac mare YouTube cu el.
Vreau să am un calculator pe care să pot să rulez absolut orice la cele mai înalte setări posibile. În momentul de față am și două monitoare cu 144 de Hz. O să vreau să am un monitor principal care să fie 4K. Deci cel mai probabil o să am un al treilea monitor în setup-ul meu. În momentul de față folosesc căștile mele. Noile mele căști de la Corsair pe care le-am luat în decembrie, pentru că nu le mai suportam pe celelalte și cu ajutorul unui coleg de muncă, că pe vremea aia nu aveam card de credit, cu ajutorul unui coleg de muncă am luat practic un împrumut, am luat căștile astea în rate fără dobândă. Și a fost foarte, a fost foarte, foarte awesome. Sunt niște căști foarte șmechere. Am dat pe ele 11-12 milioane, ceva de genul. Dacă au meritat căștile, da, în opinia mea au meritat. Sunt anumite chestii pe care, sincer să fiu cu voi, mi le pun în plan și mi le pun în cap și când vreau să le fac, vreau să le fac. De ce ne-am apucat de o nouă salvare, să revenim un picuț la oile noastre? Pentru că s-au întâmplat foarte multe update-uri și nu mai este compatibilă cu versiunea pe care o aveam. Aș fi putut să încerc ceva, da, dar foarte multă muncă pentru că nu am cablu SATA suficient. Mai îmi trebuie un al treilea cablu SATA pe care nu l-am. Ca să fac rost de el, da, pot să fac rost de el, nu vreau să fac rost de el. Nu mai știu cum se face Firestarter. Și prin urmare am zis YOLO. Abandonez ce s-a petrecut, asta este vina mea. Începem de la zero, frumos, fresh, versiune nouă, versiune cu update-uri. Ia să prindem și noi foculețul. Vreau să gătesc ceva. Dar s-ar putea ca să nu se aprindă, pentru că văd că mai bate un pic ploaia pe aici. Foarte posibil. Foarte, foarte, foarte posibil. Hai să mai tem un copac de ăsta. Da, așa că în linii mari cam asta s-a întâmplat în ultimele luni. În momentul de față am cam sistat lucrările la apartament și m-am focusat un picuț pe am plătit din datorii, pentru că am niște datorii foarte mari și m-am focusat pe a mai plăti din ele. Eventual o să mă focusez și pe a le plăti anticipat ca să scap și mai repede de ele, pentru că eu sunt nebun, eu nu accept să stau 30 de ani cu creditul ăsta. Trebuie să fii și prost să stai 30 de ani în condițiile în care poți să plătești anticipat și nu mai plătești dobândă. Adică, da. În momentul de față stau în noua mea casă. Este cel mai șmecher sentiment pe care îl poți avea. Este adevăratul sentiment de libertate în momentul în care nu mai ești un sclav al chiriei și devii un sclav al ratelor. Avantajul este că, bă, în final, chestia aceea o să fie a ta. O să fie proprietatea ta și numai a ta. Germanii nu au gândirea asta. Noi avem gândirea asta. Germanii consideră chestia asta o gândire defectă. Nu știu, eu sunt un picuț subiectiv și zic că așa e bine, să fii proprietar. Cu toate că noi suntem chiriași pe pământul ăsta și nu luăm nimic cu noi când ne ducem pe lumea cealaltă, dar da, sentimentul acela de proprietate, știi? Haide! Vreau să-mi fac câteva torțe. S-ar putea că cu update-urile astea
Nu mai poți să-ți mai faci torse în felul ăsta. Mor de foame, efectiv. Și nu știu dacă ați observat, dar nici nu prea am. A, fii atent! Deci nu mai creezi torțele băgând bețe în foc, ci pur și simplu iei bățul, pui ăsta, ți-ai făcut o torță, ok, pe care ulterior o pui jos. Acum știu că nu mai vedeți nimic, îmi pare rău. Nici eu nu prea văd nimic. Aprinde-te, te rog. Astăzi. Te rog, mersi. Așa, și eventual pui toate celelalte torțe și dai foc gen cu torța. Și în momentul de față nu mai ai nevoie de Firestarter. Ok, acum o să trească să căutăm ceva de mâncare, că suntem cam pe nașpa cu mâncarea. There we go. Ok. Îmi iau pătuțul și am plecat. Trebuie să mergem să vânăm. Să vânăm ceva animale. Nu știu cât este ceasul. Este 1 dimineața. Ah, minunat. Sper că vă plac sunețelele astea de omuleț care ia damage. În momentul în care mi-am creat caracterul, am ales YOLO. Like, n-am ținut cont de nimic. Am zis să scoată orice sunet o scoate când ia damage. Oricum, ceva nou față de Minecraft. Vă spun sincer, am unele momente în care vreau, frate, să joc un joc super, super realist. Tot ca Minecraft, tot în stilul Minecraft, cuburi și chestii, da, și crafting și bla bla bla, dar mult mai realist. Mi-ați recomandat să joc un modpack, da, modpack-ul e șmecher, dar vreau și un joc, gen, joc, nu Minecraft, ci altceva afară de Minecraft. Și Vintage Story e chiar joculețul acela care îmi aduce ceea ce îmi doresc. Are și o comunitate de modări, oameni care fac moduri pentru jocul ăsta. În curând cred că o să apară și niște modpack-uri. Primește la update-uri jocul ăsta, îți bubuie mintea. Ca să înțelegeți, în urmă cu ceva vreme... nu existau toate fructele care există. În momentul de față poți să faci copaci, poți crește copaci, pomi care fac poame, roade, și poți să-ți faci efectiv băuturi alcoolice. Au adăugat ba chiar și o bară de oxigen, ca în momentul în care stai sub apă să mai și rămâi fără oxigen, să nu respiri la infinit. Au adăugat și pești. Chiar. Ar fi cazul să mă uit de pești, nu? Ar cam fi cazul. Flex. Era în creștere, l-am stricat. Nu, ăla e un animal. Mă, dar ce ploioasă zonă. Nu-mi place. Este prea ploioasă pentru mine. Foarte pot să morât așa. Vreau să mai adun câteva resurse. Să mai am de aleguri și chestii de astea. Și o să ne găsim un loc de ăsta perfect pentru casă. După care eventual ne apucăm și facem toată treaba. Luați-mă ușor, că revin și eu după o pauză destul de mare, în care nu prea m-am mai jucat. Să vă spun sincer, am stat vreo 4 luni de zile fără calculator și mă plictisisem grav de tot. Și nu prea m-am mai jucat foarte multe jocuri. Am fost așa ca un pensionar de la trist. Și acum că m-am apucat de jocul ăsta, m-am reapucat de jocul ăsta, sunt foarte multe chestii pe care le-am uitat.
cu calculatorul cam așa e, dacă nu practici, se uită, nu e ca mersul pe bicicletă, odată ce îl înveți, gata, îl știi pe vești, sau condusul, odată ce conduci, știi să conduci mereu și așa mai departe, știi ce, la ambreiaj și așa. Nu, no. Aici funcționează ușor diferit. Altceva, de ce nu înregistrez pe microfonul meu? Știți microfonul ăla șmecher pe care am dat... da, am uitat să vă zic, au adăugat și niște ciuperci. Și drept să fiu cu voi, nu știu care ciupercă este otrăvitoare și care nu. Asta nu știu dacă este otrăvitoare. Singur mod în care putem afla, nu? Sau mâncăm, efectiv. Băi, microfonul... Scuze. Microfonul meu principal, microfonul pe care înregistram, a început să scoată un fâșit foarte enervant și prefer să nu am aceeași calitate și să mă aud ok. Adică calitatea audio clar nu e aceeași cu microfonul meu. Dar prefer să nu aud fâșitul ăla. Băi, mă enervează fâșitul ăla. Este un white noise, un care se aude tot timpul. Și am încercat să-mi dau seama ce are. Nu știu ce are. Am impresia că ar fi teoretic de la stație, pentru că microfonul este băgat într-o stație din asta. O secundă aveam impresia că am luat foc. Și mă gândeam cum este posibil să iau foc. Ok. Aud o capră. Dar nu o văd. Deci dacă am prinde acum o capră, ar fi exact ce-mi trebuie. Să fac o tocană de aia șmecheră. Carne de capră și cu asta. Este o vulpe. Soarele care se buguiește până iarbă un picuț. Nu știu, am început... Eu mă uit la jocul ăsta și apreciez absolut orice chestie, apreciez dealurile astea, cum sunt făcute, terenul, cum este generat, faptul că am hartă în versiunea vanilla. Poți să o și dezactivezi dacă nu ai nevoie, ai foarte multe chestii pe care poți să le activezi și să le dezactivezi. Și apreciez foarte mult jocul ăsta și cred cu tărie că, băi, nu se mai apreciază calitatea în zilele noastre. Se apreciază trendul și atât, doar trendul. Trendul zice un joc genul Fortnite and everybody loves it. I don't know. Nu știu. Trendurile sunt foarte ciudate. Dacă știți, eu nu m-am luat niciodată după trend. Bine, aș fi ipocrit dacă aș zice chestia asta. M-am luat după trend ish. Pe vremea pe când GTA-ul era în mare vogă și toată lumea făcea puncte pe muntele Chiliad, eu nu făceam puncte pe muntele Chiliad, jucam GTA, dar făceam funny moments. Diferit. Nu aceeași chestie. Diferit. Ce înseamnă puncte pe muntele Chiliad? Efectiv, orice gen... distrugem mașini pe muntele Chiliad, zburăm în aer pe muntele Chiliad, descoperim misterele muntelui Chiliad, explorăm muntele Chiliad, puncte pe muntele Chiliad. Ăsta era genul de trend într-un timp, în urmă cu câțiva ani buni. În fine... băi, tot am umbrat pe aici, tot v-am mai povestit așa câte ceva, dar nu mi-a făcut căsuța. Dar eu zic că e timp. Nu e bai. Trebuie să găsim și cupru. N-am văzut cupru în zonă să se spawneze. Să fiu sincer cu voi. Am găsit tot felul de pietre, dar nu am găsit cupru. Ceea ce este o micuță, e cam o micuță problemă. Pentru că fără cupru practic nu pot să fac absolut nimic. Fără cupru nu pot să obțin cobblestone, fără cobblestone nu pot să-mi fac casă. Bine, teoretic aș putea să-mi fac casă.
Dacă vreau, îmi fac din cuburi de-astea de pământ uga-buga și... Aia, știi? Și cred că asta o să și fac. Găsesc un loc frumos. Deocamdată zona asta nu prea mă satisface, nu știu. Mi se pare așa un picuț boring. Vreau să văd o zonă cu ceva dealuri, ceva munți. Munți mișto, masivi. Uite, aici am găsit ce asta? Gravel. Nu mă interesează gravel. I don't know. O să trească să mai explorez eu, să mai merg o bucată bună de drum până când o să găsesc ceva. Dar până una alta, cam atât. Cam atât și pentru ziua de astăzi. Eu o să cam trească să fug la muncă. Mă îmbrac frumos și apoi mă tirez către muncă. Ne mai auzim, pentru că evident am făcut videoclipul ăsta doar ca să vă zic că încă trăiesc, încă exist. Și o să revin cel mai curând. Cel mai probabil o să încep filmările din această seară. Revenim așa cu o serie de Minecraft modat, pentru că ăla nu l-am făcut de mult. Uite, bă, frate, acum cresc ciuperci pe copaci. E super șmecher. Super, super șmecher. În fine. Da. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă ați rămas până la final, sunteți cei mai șmecheri. Cei mai șmecheri. Ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Eu v-am pupat și vă doresc un ok.